timp anunță trecerea irreversibilă a unui nou an școlar, dar se anticipează vacanța ce vine să ne revigoreze și să ne încânte prin farmecul ei. Onorată asistență, dragi elevi, iubiți profesori, scumpi părinți, stimați oaspeți, clipele se scurg irreversibil din clepsidra aurie a timpului și iată-ne ajungi la ultima lecție a acestui an de învățământ. Este o lecție de bilanț, lecție de etalare a succeselor și realizărilor. Anii de gimnaziu, nimic mai frumos, sunt o clipă, o sclipire, sunt apele unui râu curat, curat ca lacrima și repezi ca visele. Nouă petale curate din basmul copilăriei, precum și nouă margaritare desprinse din izvorul nesecat al cunoștințelor. Efort și talent, toamne lângă primăveri, visul ne cheamă peste zări cu 32 de absolvenți ai ciclului gimnazial. Înainte de a deschide oficial solemnitatea Ultimul Sunet 2015, în ritmul aplauzelor dumneavoastră vor păși absolvenții gimnaziului Simeon Simeonovici Cibotaru. Drapelului de stat al Republicii Moldova se invită elevii clasei a 9-a, Mardar Cătălina și Cibotaru Stelian. Audierea imnului Republicii Moldova. Gimnaziu, aliniere, drept.
Onorată asistență, careul solemn dedicat sărbătorii tradiționale Ultimul Sunet se declară deschis. La fel cum înfloresc copacii primăvara, desfăcându-și frumos petalele albe, tot așa și noi, cu aripile înfermentate de zbor, simțim puterea devastatoare a adolescenței. Am avut parte întotdeauna de dragoste înălțătoare în momentele fericite ale vieții, dar mai ales pentru carte, poezie, pentru bine și adevăr. Credem că ne vor confirma acest simbol și oaspeții care ne-au onorat cu prezența. Viorel Cibotaru, ministru apărării al Republicii Moldova. Vicepreședintele Raionului, Svetlana Rotundu. Scriitorul Arhip Simeon Cibotaru. Comandantul Centrului Militar Teritorial, Orhei Locotenent Colonel, Oleg Primovici. Șef de post, Babcinețchi Petru. Preotul Ceban Igor. Vasile Alexandri spunea, cu dragostea cu care suie alpinismul până în vârful muntelui, de unde nu se mai vede valea sau nu se vede decât micșorată ca o jucărie. Cu aceeași dragoste m-am ridicat eu totdeauna pe înălțimea poeziei, de unde nu se mai vede valea vieții sau nu se vede decât o jucărie. Cu dragoste pentru fiecare din voi, cel ce inima pulsează ritmic cu durerile și bucuriile fiecăruia din noi, este directorul gimnaziului, doamna Angelenici Zinaida. Vă oferim cu drag cuvântul. Dragi elevi, dragi absolvenți, onorați oaspeți, stimați colegi, am mai luat sfârșit un an școlar. Am mai trecut un an în istoria școlii, un an plin de evenimente, succese, insuccese, un an la care am participat la competiții sportive, olimpiade școlare, concursuri la nivel de raion și la nivel de republică, un an pentru, care a fost pentru absolvenții, pentru clasa nouă, un an de absolvire, pentru elevii întâi a opta a fost un an de promovare, pentru profesori a fost încă o filă în cartea activității dumneavoastră de pedagog. Am avut un an rodnic, un an îmbucurător de succese și realizări frumoase. Dovadă sunt și diplomele care urmează să le primiți astăzi, în care au fost selectați cei mai buni din cei mai buni elevi. Mă bucură faptul că ați fost activi în timpul anului de studii, ați participat și la activitățile care au fost organizate în cadrul școlii, v-ați străduit să obțineți rezultate bune, să faceți față la toate cerințele care au fost puse în fața voastră. Vreau să mânez diplomele pentru elevii care au depus străduință la învățătură, au participat activ la acele activități organizate și au avut o comportare exemplară. Doar am să numesc elevii, după care urmează diriginta să vă dăie diploma. Bine, Dumitras. Din clasa 1 se discernează elevul clasei 1 la Igor pentru succese frumoase la învățătură și o purtare exemplară. Cibotar Sabrina, clasa 1. Sugailo Andreea, clasa 1. Iacu Andrei, clasa 1. Clasa 2. Pavel Dumitrița,
sclăvuța Ana Maria, Abade Beatricia, Bostan Ion, clasa a doua, Bucșan Silvian, clasa a doua, Prăsănescu Cristian, Vădănescu Ion,